Doutor, dona mãe, maiocardi să vin să deschid o ediție a acestui salon. Mărturisesc că față de ediția de atunci, cea de astăzi este net superioară. Mărturisesc că de unde aveam niște rețineri în prima fază, în momentul de față am găsit temeiuri, fără nicio legătură cu Salonul Național pe care îl organizez eu și care se cheamă temeiuri, am găsit temeiuri foarte serioase pentru continuarea planului de inițiativă. De ce spun asta? În acest salon se găsesc, după părerea mea, dar sigur, poate să existe și alte păreri, la fel de valabile ca și cea care ne aparține. Cel puțin 3-5 artiști adevărați, pe care, cu drag, i-aș expune, chiar în cadrul Salonului Național, pe care va mintea. 2. Într-o țară unde până nu în urmă cu mulți ani existau anumite elită, cu ghilimele de rigoare, care strâmba din asta tot ceea ce însemna cântarea României, a adunat la oaltă și artiști, meșteșugari și amatori și profesioniști, este o încercare temerară pentru care Mihănescu merită să fie fericitat. Și îl fericit tocmai pentru strădania de a aduna la oaltă lucrări care, în mod evident, sunt de o surprinzătoare diversitate și, sigur, un valor diferit. Dar de ce spun de această părere a elitei? Pentru că, vedeți dumneavoastră, într-o țară în care pe pereții multor case se află carpete cu răpirea din serai, a aduce în casele oamenilor lucrări ca acestea reprezintă nu un pas înainte, ci un salt. O chestiune extraordinară. Înseamnă că sensibilitățile unor artiști, cărora dincolo de valoarea pe care o apreciem subiectiv fiecare dintre noi, nu le putem contesta cu sinceritate. Vedeți, dumneavoastră, asta este, poate, nota generală în care trebuie citită această reuniune de lucrări. Reuniunea este dominată de această sinceritate cu care artistul se înfățișează pe sine, înfățișând, știu și eu, naturi statice, peisaje, flăcuri, compoziții sau orice altceva. Este, cum spuneam, un salt. Este un lucru extraordinar. Și pentru acest lucru extraordinar, chiar merită să sprijinim o asemenea inițiativă. Pentru o asemenea lucru, pentru o asemenea reuniune și pentru muncă, care știu, o depune orice curator de expoziție. Merită să fie felicitat toți cei care, într-un fel sau în altul, au contribuit la organizarea acestui salon. Aș fi foarte bucuros ca să găsim o formulă prin care valorile selecționate și la salonele pe care le organizăm noi, pe la temeiul, la salonul de toamnă și la acesta, să poată să fie reunite la un moment dat într-o sală, poate mai mică, dar poate cu mai multă tradiție. Și la ce mă refer aici? Toată lumea știe că salonul oficial, cel puțin, unii dintre noi știe, salonul oficial care l-a organizat în secolul trecut, era găzduit de sălile Ateneului Român. Vreau să vă spun că, discutând în conducerea Ateneului, am găsit-o foarte receptivă la continuarea acestui
tradiții. Și m-aș bucura ca într-un viitor, mai mult sau mai puțin apropiat, să putem găsi formula prin care sările de la subsolul Acumului să devină un spațiu expozițional de prestigiu. Adică să existe o selecție din selecțiile respective și acolo, într-adevăr, să se stabilească un box office. Pentru că nu asta este ceea ce vă propunem. Nu o cotă valorică, pentru că am spus-o, am repetat-o de foarte mult ori, chiar de pe lumea când încă mai aveam emisiune la televiziune, că fiecare este subiectiv în felul lui și fiecare are propriile sale valori. Publicul, privitorul, este suveran. El se uită în fața unui nume deosebit și zice, bă, mie nu faci. Și are dreptate. Și se uită în fața altuia unui deputat și zice, știi că nu-mi place asta? Și are la fel de multă dreptate. Vedeți? Asta este frumusețea. Asta este minunăția artei. Platon avea o formulă, Carlo Agaton, care se numește frumosul îngemănat cu bine. E greu. Mai există un tip în Polinezia despre care scria Cadoriceanu Bulgărescu, care nu are termen nici pentru bine, nici pentru frumos, dar pentru binele îngemănat cu frumos. Domn singur termen. Hai să ne gândim puțin ce înseamnă asta. Frumusețea are și forță, are și înțelepciune. Frumusețea este cea care întotdeauna ne atrage și către care artiști sau privitori suntem atrași cu toții. Ei bine, vreau să vă spun că din această cauză și să nu se supără Mihai pe mine, pentru că eu acum anunț tema Salonului de anul viitor, din mai, Salonului de mei, care se va chema Elogiul Frumuseții. De ce? Stăteam odată de vorbă cu o doamnă. Doamnă foarte drăguță, cum sunt multe aici, la părere, stau cu minte, stau cu minte, așa, nu vreau să spun toate că cine știe ce scene de celozie trezesc. Așa, e bine, spuneam, mie când mă scot de dimineață și mă uită pe ele, îmi place să zâmbesc. Să mă simt bine. Nu să mă sperie. Nu să fie ceva care să zic avem. Nu să fie un risc. Elogiul frumuseții, asta se vrea de anumul și într-un fel aici am găsit temeiul pentru ceea ce eu consider că poate fi, fără nicio exagerare, catalogat de frumos. Dar fiecare dintre dumneavoastră stăteam de vorbă înainte de voi de putați critici de altă, pe care i-aș invita să spună și eu că va părea, dar îi lasă o trească singur. Așa. E bine, stăteam de acolo și spuneam exact ca așa. Și am găsit la ei de plină înțelegere și cred că, în puteri, cu asemenea pași, unii le zic măruți, așa este. Cu asemenea pași măruți, putem să transformăm ceea ce înseamnă și cu imaginea de ansamblu a civilizației și culturii noastre. Pentru că în viața noastră, în zi cu zi, oricât de mult am schimbat vârfurile, elita verdinile pe care am putea, trebuie să înțelegem că ea n-ar putea exista fără celelalte forme de relief. Un vârf, un Everest, în mijlocul Bălăganului, nu poate să există. Nu crede nimeni în el. El trebuie să existe după niște coline, după niște deal, după niște munți, după niște codișuri și doar atunci el poate fi considerat ca atare.
cultivarea formelor verenieri și în ceea ce privește estetica și în ceea ce privește aromatica este cea care, cred eu, reprezintă cu adevărat un act cultural ce merită să fie făcut. Oricum, bine ați venit la această reuniune, sper să vă placă. Și voi repeta un lucru pe care l-am spus de foarte, foarte multe ori. Cu riscul de a părea banal, dacă dintr-o expoziție pleci un tablou în tema, nu neapărat și cu nume, un tablou, înseamnă că expoziția a fost reușită. Dacă pleci cu două, înseamnă că a fost extraordinar. Dacă pleci cu trei, a trebuit să consumți un medic de ceva neregulă în tine.